Am făcut sărbătoare de post. Cum îl ai? Cum ești de nucă? Wow. Faci aceste sărbătoare și ai impresia că mănânci carne. Dacă respecti rețeta și nu ți iese, îți trimit ingredientele la tine în bucătărie. E bine arat. Foarte suculente, foarte apetisante. Pune tu că astea nu sunt sărbătoare minunate. Untul e puțin spus. Așa este, le-a venit rândul. Sărmăluțele mele de post iau naștere tocmai acum. Da, acum le-a venit vremea. Până acum am făcut și altceva. Vreo 450 de rețete până în prezent. Dragii mei povticioși, pentru voi am să fac cele mai șmechere sărmăluțe de post ce le vei mânca vreodată. Atât de bune, atât de suculente, atât de gustoase, încât n-o să-ți vină să crezi. Iar ingredientele ce le-am aici cu punct și virgulă le vei găsi acolo jos în descriere. Acum, hai să mă apuc de pregătit pentru voi. Și pentru ai mei, că da, le place de numai sărmăluțe de post. O nebunie, senzații, cu trucuri, cu tot ce vrei să știi. Hai să le pregătesc! Ah, și e bine de știut, ia-ți ajutoare să te ajute cu tocatul. Că de nou trebuia să stau vreo 7 ore numai să toc ce e aici. Hai să ne apucăm de treabă, că timpul e scurt și gustul e lung. Dragii mei, le facem pe cele mai bune. Drept urmare am să pun de grabă vreo 200 de mililitri de ulei de măsline de foarte bună calitate. Dacă nu ai ulei de măsline de foarte bună calitate, pune ulei de floarea soarelui de foarte bună calitate. Așa că, dragii mei, hai să pun uleiul și priviți voi aici ce culoare minunată are. Ia uitați. Uitați ce verde închis. Foarte bun, foarte indicat la sarmalele astea. Da, nemaipomenite. Și dacă ai să te întrebi de ce atât, ei bine, pentru că așa se fac sarmalele de post, cu mai mult ulei, căci nu au grăsime animală, nu au nimic și au nevoie de grăsime. De care? Vegetală. Drept urmare, punem ulei să fie îndeajuns. Și o să mai punem răbdărică. Acum, de grabă, iau și pun un kilogram de ceapă tocată mărunt. Dar nu comenta absolut deloc. E nevoie de ceapă multă ca să iasă sarmalele gustoase. Unde s-a mai pomenit sarma negustoasă? Doamne ferește! Pun aici. De grabă am să pun și sare din belșug, mai exact o lingură de sare. Cam câtă? Vreo 10-12 grame, cam așa. Dacă nu ești sigur pe tine, pune mai puțină sare. Dacă ești sigur pe tine și respecti cantitățile, pune cât zic eu, că s-ar putea să mai fie nevoie la final. Hai, pun sarea. Sarea va grăbi ceapa să se înmoaie, să-și lase sucurile, să devine exact așa cum trebuie. Iar de data aceasta o să mergem până la limita extremă. De fapt, cât ne este permis din acest extrem. Și am să-ți arăt ce înseamnă asta. Iau și amestec. Și da, dragilor, limita extremă pentru mine înseamnă următorul lucru. Să dezvolt cât mai bine aromele în această etapă. Iar ceapa, tocmai asta face, are arome nemaipomenite prin caramelizarea ei. Și da, atenție, o caramelizăm, nu o prăjim. Pentru că prăjitul e interzis până și în restaurante. Ce să mai zic la noi acasă? Am să-ți arăt imediat cum trebuie să arate cepșoara asta să-ți iasă sarmalele nemaipomenite. Să nu care cumva să fie de ochiate. Pușchea pe limba ta. Of, ia uite aici ce bine arată. Și da, crede-mă, uleiul de măsline chiar face diferența, pentru că vine cu gustul acela unic de măsline. Hai să le facem pe cele mai bune. Imediat trag și eu la tigaia vreo 10 minute ceapa, să se ruminească ușor, de fapt, să se caramelizeze, că am mai spus-o, da? Așa, după care am să-ți arăt ce urmează să fac. Câteva clipii mai încolo. Dragii mei, când vedeți că capăt o leacă de culoare ceapa, în genul acesta, da, ușor caramelizată, nu prăjită, mare atenție, e momentul să punem următorul ingredient, și anume morcovul. Ia cătă, ăsta. Am undeva la vreo 250 de grame de morcov dat pe răzătoarea mică. Îl pun acum. Ia ca așa. Și am să mai trag la tigaie totul încă vreo 4-5 minute, să zic eu, până când morcovul colorează ceapa. Că știți și voi, beta-carotenul face minuni. Da, nemaipomenit. Ușor, ușor construim arome, ușor, ușor dezvoltăm cele mai șmechere sarmale de post ce le vei mânca vreodată. Ia că aici ce bine arată. Acum, dragii mei, fiți atenți la primul secret la sărmăluțele astea minunate. Și da, ia cătă-l, aici se găsește. Iar dacă te întreb ce am aici, ei bine, am miez de nucă. Și mare și mic, adică mărunțit, moderat. Să nu fie prea măruntă, dar să nu fie nici prea mare. Uite așa, în genul ăsta. Și ce-i fac? Ei bine, o pun aici. Să o trag la tigaie împreună cu morcovul și ceapa. Cu ulei de măsline, evident. Și în felul acesta dezvoltăm arome după arome. Nemaipomenit o să fie, nu alta. Gustul acesta de nucă, nici nu știi ce te-a lovit. Doamne, ce bun o să iasă! Doamne, ce bun o să iasă! Uite așa, prăjim un fel nuca și după un minut putem pune următorul ingredient. Hai, încă puțin, încă puțin și o să iasă ceea ce trebuie, nu alta. După un minut. S-a gătit exact cum trebuie ceapa, s-a gătit exact cum trebuie morcovul, a venit momentul să pun două linguri de pastă de tomate. Ia cătă asta.
Uite aici o pun. Și am să amestec în jur de un minut, după care trec la următorul ingredient și ți arăt imediat care e ăla. Trebuie să omogenizăm bine, bine pasta de tomate, să ajungă pe fiecare bucățică de ceapă, pe fiecare bucățică de morcov. Și cum poți să faci asta decât amestecând? După un minut vin de grabă cu un ardei capia mai serios sau doi ardei mai mititei. Dar îi tai cât poți tu de fin ca să fie ceea ce trebuie. Vorba aia, facem niște sarmale mama lor, nu alta. Pun aici. Iau și amestec. Și mai trag și ardei la tigaia vreo 2 minute. Ha? Parcă duci așa o leagă cărniță, nu? Asta ziceam și eu. Ia uite ce bine arată. După 2 minute, dragii mei, a venit rândul orezului. Și dacă te întreb ce orez, ei bine, orez de ăsta cu bob pentru sarmale. Scrie pe ambalaj. Orez normal, nu-ți bate capul. Important este să iasă sarmalele bune. Dragii mei pofticioși, l-am clătit în vreo 3 ape până când s-a limpezit decât apa. L-am lăsat la muiat cât am făcut eu treabă pe aici prin fața noastră și acum a venit momentul să-l pun. Cât orez am aici? Ei bine, o cană. Cât înseamnă o cană? În jur de vreo 220-250 de grame maxim. Lăsat la muiat. Ia că-l pun. Și continui să amestec. Acum orezul îl trag la tigaie, să zic undeva până în 5 minute. Vreau să-l înmoi puțin, să-l pregătesc pentru sărmăruțe. Și dacă l-aș pune așa mai uscățel, ei bine, nu prea pot să controlez lichidul din oală. S-ar putea să fie prea puțin lichid și să iasă sarmalele uscate, ceea ce nu vreau. Vreau niște sarmale suculente. Drept urmare, gătesc puțin orezul în această etapă, chiar și cu puțină apă și puțin suc de roșii. Exact, ai auzit bine. Încă puțin suc de roșii. Și din cele 900 de ml de suc de roșii am să pun și eu vreo 200 de ml aici, acum. Ia așa. Iar dacă mi se pare încă uscat, nu e nicio problemă, mai pun puțin apă. Puțin câte puțin. Să zic câte 50-100 ml deodată. Să iasă exact cum trebuie. Stai lângă mine și să vezi exact consistența ce trebuie să obții la această minunăție de compoziție de sarmale. Nu-ți face griji, nu e prea moale, e exact cum trebuie să fie. Au trecut deja 2 minute, mai sunt încă 3. Treaba bună. Merge repede, cum s-ar zice, nu? Arată bine, deocamdată nu mai trebuie alt lichid. Ia că au trecut și cele 5 minute de când stă orezul și se gătește și el împreună cu bunătățile ce le-am pus aici. Gust și potrivești de sare și de piper dacă mai e nevoie sau ce condimente dorești tu. Și apropo de piper, am uitat să-l și pun. Iacă, eu pun undeva la jumătate linguriță. N-aș vrea să iasă foarte piperate pentru că i-am pe cei mici. Și cei mici, cum simt puțin uite mai mult decât trebuie, îmi sar în cap. Așa că puțin. Maxim jumătate de linguriță în cazul meu. Îți place, pui mai mult. Nu-ți place, pui mai puțin sau deloc. Iar aici, dragii mei, am niște cimbru. Dacă te întreb cât cimbru, să zic undeva la vreo 6 grame de cimbru. Am să pun ca o linguriță. Nu pe tot. Uite așa. Ajunge. Mai amestec puțin să ajungă din arome peste tot și, dragii mei, pot să opresc focul. Ia ca așa. Și da, dragii mei, e rândul la verdeață. Mai exact, câtă verdeață credeți că am aici? Ei bine, o legătură bună de mărar și o legătură bună de pătrunjel. Și da, o pun aici. Ia ca așa. Vezi? Asta înseamnă să fii prieten cu sarmalele. Se iasă cele mai bune. Corect? Corect. Apoi, dragii mei, secretul cu numărul 2 de data aceasta vine din partea bunicii. Și da, dacă te întreb ce am aici, am mălai. Mălai de porumb. Nu că ar fi și alt tip de mălai, dar na, să lămurim lucrurile. Dragii mei, am aici 5 linguri de mălai. Să zic 50 de grame de mălai. Îl pun și pe ăsta. Ia ca așa. De ce îl pun? Ei bine, pentru că mălaiul mă va ajuta să țin sarmalele unite, să nu se împrăște, să devină exact așa cum trebuie. Plus de asta, nici n-ai să mai simți nevoia nici de mămăligă, dar nici de pâine. Și vorba aia, vor fi exact ce trebuie. Au de toate. Dar stai liniștit, dacă nu dorești să pui mălai, nu pui mălai. Dacă nu dorești să pui crupe, de alea care se dau la pui, nu pui crupe, ca să nu mergi pe tradițional. Însă, poți să încerci măcar o dată în viață să vezi și tu cum e combinația aceasta. S-ar putea să-ți placă, cine știe. Dragilor, iau și amestec. Uite așa, amestec până când mălaiul ajunge peste tot. Se distribuie frumos și verdeața peste tot. Și nu poți să spui că nu arată bine. E o compoziție super, super minunată. Doamne, ce sarmale vor ieși. Nici nu-ți imaginezi ce sarmale vor ieși. Și dacă nu mă crezi pe cuvânt, ei bine, gustă din compoziție atunci când faci și ai să vezi că nu greșesc absolut deloc. Vor fi cele mai bune sarmale de post, ce le vei mânca vreodată. O să te întreb de ce n-am pus ciuperci. Pentru că am făcut deja o compoziție cu ciuperci și o găsești la ardei umpluți de post. Rețeta aici sus la recomandări. Foarte bună, foarte gustoasă și aceea. Dacă ai ciuperci cu nemiluită, că ai pus la borcan, e bine, fă-o. Poți să înlocuiești ciupercile ce le-am pus eu cu ce ai tu. Și da, poți să spui că e o compoziție ce duce așa, că ar fi multă carne. De unde? Totul e de post, totul exact cum trebuie.
Și acum cât se răcorește compoziția, eu am zis să pregătesc sosul, ce-l voi pune peste sărmăluțe. Da, să dăm gust, să continuăm cu aromele, că știți și voi că ne place. Iar aici mi-au mai rămas vreo 600 de ml de suc de roșii. Aici am pastă de ardei și dacă te întrebi de ce am pastă de ardei, e bine, mă interesează dulceața ardeilor și gustul lor. De-aia îi pun. Așa că am să-i adaug peste sucul de roșii, undeva la 200 de grame de pastă de ardei. Dacă nu găsești pastă de ardei la tine în cămară, dai o fugă până la supermarket și găsești sigur pastă de ardei. Dar să nu fie iute că ți-ai dat foc la valiză. Hai, pun aici pasta. Apoi restul de cimbru, echivalentul la o linguriță plină de cimbru uscat, pun aici. O lingură rasă de sare, da, mai avem nevoie de puțină sare ca să avem gustul ăla potrivit pentru sărmăruțe. Da, uite așa, pun aici și completez cu apă în timp ce amestec. Ia ca așa. Să obțin cam un litru de sos pentru sărmăluțe. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să pregătesc frunzulițele și foile de varză, de vie, de tot ce am eu și să ne apucăm de rulat sarmalele. Mai avem puțin. Trebuie să facem partea aia migăloasă în care trebuie să rulez sarmalele. Și s-ar putea să fi rămas singur de acum la rulat. Căci ea le-a rulat la rețeta asta de sarmale, alea de fruct. Acum la post, mă lasă pe mine. Of, ce viață! Of. Și iacă-te, am aici frunzele de vie și aici frunzele de varză. Frunzele de varză provin de la rețeta de varză murată pusă împreună pe acest canal. Aici, la recomandări sau o cauți în video-ul meu atunci când e cazul. Deocamdată folosește-o pe aia care o ai. Așa că, hai să-ți explic ce am făcut cu ea. Am luat frumos, am desprins frunzele de varză de pe cotor și le-am tăiat în genul acesta. Apoi le-am lăsat la înmuiat în apă rece ca să fie potrivite pentru ce trebuie mie. Și da, spune tu că nu arată bine. Frunzele sunt o minunăție, nu alta. Uite, uite și tu ce bine arată frunzulița asta. Și da, trebuie să recunosc că toate sunt una și una. Le-am ales ca să nu pierdem foarte mult timp cu curățatul frunzelor. Iar acum nu rămâne altceva de făcut decât să mă apuc de pregătit sarmalele. Iar dacă te întreb ce am aici, ei bine, am frunză de vie și da, rețeta sper să apară cât de curând. Aici, la recomandări. Sau o cauți pe canalul meu, că sigur am să ți arăt cum se pregătește frunza de vie pentru sarmale. Acum, în cele ce urmează, mă apuc de treabă. Și prima oară am să încep cu frunza de vie. Am să iau să o întind așa pe toată. Ia ca așa. Să fie ușor de lucrat. Și acum să înceapă treaba. Haideți să pregătim sarmalele. Atât cât mă pricepe. Și eu cred că mă pricep, că am învățat să am răbdare atunci când fac sarmale. Hai să-ți arăt cum le rulez. Și iau frumos cu lingura. Încarc și eu, dar nu prea mult, frunzele. Uite așa, pun pe fiecare. Iasă niște sărmăluțe să fie invidioasă și mama, și mama soacră, dar și bunica. Ca să nu mai spun de nevastă mea. Ia ca așa. Și acum să înceapă rulatul, nu? Trag și eu prima oară în margine. Iau și duc parte peste parte. Ia ca așa. După care capetele le îndoi în genul acesta. Și rulez. Ia cătă prima. Asta e. Hai, continui cu restul. Și ne auzim când voi termina. Că am o leacă de compoziție. Când vine vorba de frunzele de varză, iau frumos și le întind și pastea să le am pregătite. Uite așa. Și le împăturesc la fel ca alea de vie. De fapt, aproape la fel. Uite așa. Rulez un pic, adun capetele și rulez. Ia uite. E cam mare, dar o să iasă și mai mici. Și vorba aia, trebuie să socotiți și voi că sunt bărbat în bucătărie. Nu m-am născut învățat făcând sarmale. Asta e metoda cea mai simplă. N-ai cum să dai greș la ea. Uite ce bine arată. Pun aici. Și continui cu găluștele mele. După o eternitate. Și ia ca să-i dăm drum. Dragi pofticioși, puțină varză, uite așa, frânjurită. Iau și pun pe fundul oalei. Perfect. Se pune ca nu care cumva să se prindă sărmăluțele astea minunate de fundul ei. Am să pun și câteva firicele de mărar. Ia ca astea uscate. Pun aici pe fundul ei. Mai am aici o căciulie de usturoi ce am tăiat-o în jumătate și au rezultat. Uite așa, cățeluși de ăștia. Îi las direct în coajă. Pun așa aici, ăsta e secretul cu numărul 3, mare atenție, deci ei vin cu aromă, vin cu tot ce trebuie, stai liniștit, nu zăpăcim sărmăluțele, o să aibă un gust nemaipomenit, te asigur. Și acum am să încep să pun sărmăluțele. Ia uite tu aici ce bine arată, uite și tu ce frumos le-am format, așa că încep să le așez straturi. Ia cătă. După un minut și jumătate. Gata, dragilor, au ieșit 3 rânduri de sarmale, nu s-au umplut o oală, dar nici n-aveam de gând, căci am mai făcut sarmale în perioada asta. Mie mi-ajung, nouă ne-ajung, așa că
hai să-ți arăt ce urmează să fac. Așa cum am spus mai devreme, am să mai pun niște ulei. Ulei de măsline, cât? 100 de mililitri. Am pus 200 când am făcut compoziția, mai pun 100 acum pentru că da, avem nevoie de grăsime. Și grăsimea aceasta e singura permisă. Așa că pun uleiul. Și dau așa peste tot. Și ia câtă și sosul ăsta minunat. Nemaipomenit, aș zice. O să-i dau drumul tot aici. Ia ca așa. Iar de restul din scaiva apă. Vreo 250 de mililitri, cât să clătesc și eu cănița asta. Și da, stai liniștit, așa trebuie să fie, acoperite cu sos, lichid, apă, ce vrei tu să-i pui. Însă făcute așa, geniale. Ia că da. Am aici niște frunzulițe de varză, am să le pun frumos așa, să nu care cumva să pierdem din bunătatea asta de sos prea repede. Căci urmează a le pune la foc mărunt, vreme de vreo 3 ceasuri. Să se facă așa cum trebuie, să pomeniți sarmalele astea, nu glumă. După care am să pun un capișon. Ia pe o hârtie de copt, o pun pe jumătate, jumătatea în jumătate, după aia îndoi la 45, încă o dată îndoită, iei frumos diametrul, cam pe aici aș zice eu, și rup. În genul ăsta. Ca să iasă puțin din abur, să nu care cumva să se ridice hârtiuța asta de copt la suprafață, ei bine, îi faci o gaură pe mijloc și o așez în oală. Ia ca așa. Acum, dragi poftijoși, ce rămâne de făcut decât să le pun la fiert? Mai exact asta. Ha? Altă treabă, altă mâncare de pește. Oh, stai că pește nu prea în postul ăsta. Hai să dau drumul la foc. Îl setez la minim încă de la început. Și, dragii mei pofticioși, dacă celelalte sarmale le-am făcut la cuptor, pe astea le fac la aragaz. Dar am să le las la un foc mărunt vreme de vreo 3 ceasuri sau până când gustul meu va spune că da, sunt perfecte. Atât de bune trebuie să iasă. Și da, trebuie să avem răbdare, căci așa se fac sarmalele. La foc mărunt să dezvolte arome, să-și lase din bunătăți, să crească din bunătăți și să mâncăm cele mai bune sarmale ce le-am făcut vreodată. Hai să treacă timpul. Ne vedem curând, când ești gata. Și din când în când mai fă-le așa și câte o rotire, să te asiguri că nu s-au prins de fundul oalei. Revin. După 3-6 lungi. Și da, dragii mei pofticioși, 3 ore și jumătate de când sarmalele astea stau și fier. Am avut timp suficient să-mi fac și freza, și să dorm puțin, și să citesc o carte, și să plimb căței, și să mă joc cu copiii. O grămadă de timp am avut. Că vorba aia, când faci sarmale, trebuie să-ți iei timpul necesar. Acum, dragii mei, nu rămâne altceva de făcut decât să opresc focul, să pregătesc farfuriuța cu bunătăți și să ne auzim cu degustatul. Dar nu înainte de a-ți arăta cum sunt în oală. Să vezi și tu minunea asta de sărmăluță de post. Cum ies de nucă, cum îl ai, cum era odinioară. Hai să-ți arăt. Am să dau deoparte frumos hârtiuța asta și a făcut foarte bine treaba și a păstrat umeziala în interior exact cum trebuie. Ce moale e, ce moale e. Și îți dai seama că au fiert bine în momentul în care și frunza de deasupra se rupe ușor. Hai doar să-ți arăt așa o sărmăluță. Ia uite-o ce bine arată. Hai să vedem ce aici de aici, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să zic, nu mai pot de poftă. Mi-e dor de sarmale ceva de sperat. Hai să le pregătim. Dragi pofticioși, iacă-te-le. Am făcut sărmăluțe de post așa cum se făcea odinioară. Cu mălai, cu miez de nucă, ce să mai, cu legume, cu ceapă multă, cu orez, exact cum trebuie. O nebunie de rețetă, nu alta. Haideți să vedem ce aici de aici, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să zic, nu mai pot de poftă de când le-am pus în oală. Hai să le degust de grabă că se răcesc, nu de alta. Și privește și tu aici ce moi sunt. Uite și tu ce moi sunt și ce bine arată. Privește aici. Foarte suculente, foarte apetisante. Exact cum trebuie să fie niște sărmăluțe. Da, se vor topi în gură, nu alta. Și hai, la centru de comandă cu ea. Mamă! Senzațional de gustoase, senzațional de gustoase. S-au făcut la perfecție, varza exact cum trebuie, gustul e nemaipomenit, sucul de roșii, pasta de gogoșar, ce să mai, o nebunie. Wow. Chiar dacă sunt moi, nu se împrăștie. Și ia uite aici, ca prin brânză. Pune tu că astea nu sunt sarmale minunate. Sincer să vă zic, nu duci lipsa cărnii absolut deloc. Faci aceste sarmale și ai impresia că mănânci carne. Senzațional de gustoase. Mamă, cum e. Îmi făceam griji pentru frunza de vie că o să iasă tare. De unde? E moale de numa. Wow, o rețetă pe cinste și tare cred că voi mânca toate sărmăluțele ce le-am în farfurie, după care le pun pe Constantin să dea atacul la celelalte. Nu ca se simte atât cât trebuie, mălaiul a unit totul. Ce să mai? Untul e puțin spus, atât de bune sunt, atât de bune sunt. Dragii mei pofticioși, mulțumesc pentru că mă apreciați pe pagina de Facebook, mulțumesc că mă apreciați pe TikTok, pe Instagram
și că îmi sunteți alături pe canalul meu de YouTube. Așa că până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți frumos de amintiri, mereu pofticioși, cu gândul la bunătatea asta de sarmat de post. Eu nu-i mai dau două sărmuțele Constantin, trebuie să-i dau strache la cealaltă. Astea le mânc eu. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Până atunci, pa, pa și toate cele bune. Să ai poftă și să-ți fie de bine. Mamă, mamă, ce bine arată!